Comisarii de la Protecția Consumatorilor au verificat un număr de 15 operatori economici la care au controlat produse în valoare de 93.900 de lei. În urma verificărilor au fost constatate numai puțin de 145 de operatori economici cu abateri, iar valoarea produselor neconforme s-a ridicat la peste 8.400 de lei. Principalele abateri constatate au fost comercializarea de jucării la care lipseau avertismentele sau acestea nu erau traduse în limba română, lipsa înscrierii categoriei de vârstă sau erau diferențe între categoria de vârstă stabilită de producător și cea înscrisă pe etichetă de distribuitor, etichete incomplete, prețuri neafișate și lipsa marcajului de conformitate. În urma controlelor efectuate, s-au oprit temporar de la comercializarea jucării în valoare de 8.622 de lei. De asemenea, s-au aplicat un număr de 16 sancțiuni contravenționale, dintre care 7 avertismente și 9 amenzi în valoare de 28.000 de lei. Consumatorii sunt sfătuiți să citească cu atenție avertismentele și să le respecte, să nu achiziționeze jucării care conțin piese mici, detașabile, care pot fi înghițite sau introduce pe căile respiratorii de către copii și să nu le ofere micuților jucării cu cordoane, corzi, care pot produce strangulare sau jucării cu puf ușor de desprins, care poate fi înghițit sau poate produce sufocare.